Federația Filantropia a Patriarhiei Române desfășoară în aceste zile mai multe acțiuni sociale în județul Teleorman în cadrul campaniei Ajută un bătrân să zâmbească. Astăzi, 100 de persoane vârstnice din parohiile Tecuci 1, Tecuci 2, Didești și Însurăței au primit pachete cu alimente de bază, produse de igienă personală și aparatură medicală. Doamne din partea pației primiți un cadou de Paște cu produse Ia, alimentare. Doamne ajută. Doamne ajută sănătatea! Sărbătorile sunt motive de bucurie pentru toți creștinii. Sunt însă și persoane care nu se pot bucura de plin din cauza lipsurilor materiale. În această situație se găsesc mulți bătrâni cu pensii mici care nu le ajung nici măcar să trăiască de la o lună la alta. În încercarea de a aduce o rază de lumină pe chipurile acestora, Federația Filantropia a Patriarhiei Române a demarat campania Ajută un bătrân să zâmbească. De proiectul social-filantropic s-au bucurat astăzi 100 de vârznici din localitățile teleormânene Tecuci, Didești și Însurăței, care au primit pachete cu alimente, produse de igienă și aparatură medicală. Acțiunea de astăzi este derulată de către Federația Filantropia și se implementează în cadrul campaniei Aștept un bătrân să zâmbească, prin intermediul căreia ne dorim să sprijinim 100 de vârstnici din cadrul episcopiei Alexandrii și Telormanului cu produse alimentare, produse de bază, perisabile și neperisabile, cu produse de uscaznic, cât și cu diverse echipamente. Echipamente medicale. Acestea sunt tensiometre și pulsoximetre. Ne dorim ca prin această campanie să sprijinim în perioada următoare vârstnicii cu servicii sociale și medicale. Până în prezent, prin cadrul campaniei noastre, au fost sprijiniți peste 130 de vârstnici cu medicamente și decontarea rețetelor medicale, cât și cu ajutor de încălzirea locuinței, combustibil, cu decontarea diverselor facturi de încălzire. A locuinței și lemne. Acțiunea de astăzi a fost organizată în colaborare cu Asociația Filantropia Teleormâneană a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Campania Ajută un bătrân să zâmbească, organizată de Federația Filantropia Patriarhiei Române este astăzi în Protăiria Roșior de Vede, din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, prin care oferă alimente neperisabile, obiecte de uscaznic și echipamente medicale unui număr de 100 de vârstnici. Această activitate socială se desfășoară în contextul în care Asociația Filantropia Teleormaneană a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului este în proces de aderare la Federația Filantropia a Patriarhiei Române. Această această asociație am înființat-o cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile cu posibilități materiale reduse, fiind o cale prin care putem ajuta mai mulți oameni din această categorie socială. Cunoscând cel mai bine situația materială a credincioșilor, preoții din parohiile vizate de campanie au realizat listele cu beneficiarii care, ulterior, au fost centralizate la protopopiatul roșior de vede listele pe care le am făcut au fost întocmite de preoții parohi care au cunoscut foarte bine situația bătrânilor din parohiile lor. Sunt foarte mulți bătrâni singuri și cu vârste înaintate care au nevoie de un sprijin. Am încercat să facem asta de fiecare dată în perioada sărbătorilor de Crăciun. Perioada sărbătorilor de Paște. Părintele. Părintele, da. da. Zilele următoare vor fi oferite pachete cu produse și în alte localități din județul Teleorman. Cei care doresc să susțină campania, ajută un bătrân să zâmbească, o pot face trimițând un SMS cu textul dăruiește, la numărul 8864.